Da, vă mulțumesc, dragi prieteni, ne întâlnim într-o formă nouă, în sensul că majoritatea membrilor secției de proză sunt aici și mă bucur. Este o pornire frumoasă. Și vreau să vă felicit pe dumneavoastră, pe domnul Lungeanu, pentru caietul de proză. Este excepțional, l-am citit cu atenție, am și scris despre el, va apărea în Bucureștiul literar și artistic. Am văzut că și Piteștiul și România Literară și Luceafru au consemnat, dar ca lume. Ca să vorbești și să scrii ca lumea, trebuie să citești cu atenție, pentru că sunt niște proze absolut de elită. Plus drumul făcut în universalitate, până la premiul Nobel, lucrurile astea foarte frumoase. Al doilea, doamnă, fica domnului Zaris, am fost prieten când era la Sfântirea Tineretului, am lucrat ani de zile, i-am citit articole și materiale care au apărut de-a lungul timpului. Sper să pun mâna și pe această istorie a literaturii. Ultima dată l-am văzut la Muzeul Istoriei Literaturii când era Chioșcu cu acela. Îmi pare foarte rău și condoleanțele mele. Acum să vorbim despre doamna care mă iartă că mă exprim mai târziu. Mi-a plăcut foarte mult că citind din Caruselul sau acel reportaj cu Muntele Crunșel, mi-am adus aminte. Eu de Sadoveanu, din Camil Petrescu, de cândva pot să intuiesc textul, autorul după text. Să știți că eu v-am citit cărțile, majoritatea, am scris 3-4 cronici, sunteți cea mai bună realizare a editurii Beta. Îmi pare bine că domnul Roșu... Cred că e mai mult decât. Eu când nu vreau să mă supănești cu domnul Roșu. Este un lucru absolut deosebit. Nu citesc, dar vă spun ce am intuit din aceste cărți citite noaptea, pe care le-ai mână și nu le mai lași. Anume că are un spirit din acesta nativ de a se exprima, de a gândi, de a alerga dintr-un univers de altul. Odată este terestru, odată este Adam, odată ajunge în America, odată ajunge în Grecia, ajunge în Italia, niște lucruri formidabile, adică cred că e talentul, vă rog frumos, eu nu v-am întrebat. Talentul o poartă mai departe decât este dânsa ca persoană. Și ceea ce mi se pare deosebit este această formidabilă modestie. Păi, da. Eu s-am atât dat rândat și foarte mândru de mine. De asta este modest, îi laudă pe toți, scrie despre toți, vorbește despre toți. E foarte frumos, sigur că vă spun asta în sens pozitiv. Ce va ajunge sau unde sau până când, nu pot să-mi dau seama. Văd o evoluție pe care o apreciez. Vorbesc cu un profesor de limba română care citește cu atenție anumite lucruri și înțelege. Eu am fost de-a lungul timpului obligat să vorbesc frumos despre niște lucruri care nu-mi plăceau, dar așa era programa școlară, la fel cum alte reformidabile despre care aș fi vrut să scriu, de exemplu Mircea Eliade, trebuia să spun foarte scurt. Le spuneam elevilor ca să le trezesc curiozitatea, zic, Mircea Eliade a intrat în cultura română din cultura universală. Și ăștia, cum, domnule? Și le dădeam o bibliografie. Și mai discutam cu ei la sfârșitul anului școlar, pentru că înțelegeau și de ce, zic așa și cum. Între timp a fost reașezat. Mă bucură acest lucru. Să știți, doamne, că scriitorii talentați, scriitorii bari, nu sunt extraordinar de lăudați, aplaudați, apreciați chiar în timpul vieții. Dar dacă vă citesc câțiva oameni, cum este domnul Goci, un critic absolut de o subtilitate aparte, vă citește șeful nostru, care uitați așa că de frumos, vă admiră. Așa, vă citesc alții scriitori buni, nu au cititori mulți, dar au cititori temenici, adică cititori care înțeleg și care le poartă amintirea și ceea ce au scris și impresiile care au rămas, dincolo de timp, dincolo de viață, de momentul acesta limitat în care trăim, să știți. Nu se citește, dacă nu se citește proză, spuneți mie cum se citește poezia. Despre teatru nici nu mai spun că un scriitor n-a putut să dea un premiu la teatru, la secția de teatru. Nu mai vorbesc cum să fac cronice, nu vorbesc acolo cei care se consideră mare elită a Uniunii, cei care au monopolizat aceste reviste finanțate de stat. Este un lucru uneori pe care nu poți să-l stabilești, să-l definești. Dar eu cred că ceea ce e talent adevărat, ceea ce este cultură, ceea ce este muncă și onestitate, depășește limitele acestea ale timpului. Vă mulțumesc!